Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Meteorologii au emis o informare valabilă în perioada 11 decembrie, ora 18, 12 decembrie, ora 10. În acest interval se vor semnala ninsori și intensificări ale vântului, care va avea 40-50 de km pe oră. Pe crestele montane, vântul va avea viteze de 80-90 de km pe oră, viscolind și spulberând zăpada. În această perioadă, polițiștii desfășoară acțiunea Scutul Pădurii 2013. Oamenii legii acționează pentru prevenirea și combaterea operațiunilor ilegale în domeniul tăierii, transportului și comercializării pomilor de Crăciun. La activități participă alături de polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică și reprezentanții ai direcției silvice. De la declanșarea acțiunii, oamenii legii au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri și a faptelor ilegale asociate din circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos. În urma acestora au fost constatate 13 infracțiuni. În cursul lunii decembrie anul curent, polițiștii vrânceni au organizat activități conform Planului Național Pom de Crăciun pentru prevenirea și combaterea operațiunilor ilegale în domeniul tăierii, transportului și comercializării acestora. Ca măsură complementară, în cadrul dosarelor penale și a contravențiilor constatate, a fost confiscată cantitatea de 65 metri cub material lemnos în valoare totală de aproximativ 12.000 de lei. Totodată au fost confiscați 304 pomi de Crăciun tăiați ilegal din fondul forestier și 630 de kilograme de cetină. De asemenea, au fost aplicate 208 sancțiuni contravenționale prevăzute în legislația din domeniul silvic, în valoare totală de 59.515 lei. Ora și incendiul. Cu asta s-au confruntat pompierii vrânceni. 12 incendii în 12 ore. În toate cazurile, focul a pornit din cauza coșurilor de fum, defecte sau necurățate. Potrivit reprezentanților din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, intervalul de timp în care incendiile s-au succedat a fost foarte scurt, uneori chiar de ordinul unui minut sau două. Pentru localizarea și lichidarea incendiilor au intervenit atât echipaje ale serviciilor profesioniste, cât și voluntare pentru situații de urgență. În cele mai multe cazuri, incendiile au pornit din cauza funinginii depusă pe pereții coșurilor de evacuare a fumului. Intervențiile prompte ale pompierilor au împiedicat producerea pagubelor materiale. Astfel de incident a avut loc la gospodării din localitățile Ajut, Gugești, Tătăranu, Slobozia, Botești, Bătinești și Rădulești. 12 solicitări s-au primit la dispeceratul nostru în cursul serii și nopții trecute, în doar 12 ore. Acestea se refereau la solicitări pentru stingerea incendiilor. Au participat atât reprezentanții serviciilor voluntare, cât și private pentru situații de urgență, iar intervalul la care acestea s-au succedat a fost foarte scurt. Au fost majoritar intervenții pentru stingerea incendiilor care se manifestau la funinginea depusă pe pereții de evacuare a coșurilor de fum. Având în vedere aceste aspecte, cât și statisticile care arată că în perioada sezonului rece numărul la incendii la gospodăriile populațiilor este în creștere, am dorit să tragem un semnal de alarmă și să reamintim că principalele norme specifice privind respectarea incendiilor trebuie respectate de toți cetățenii, deoarece sunt puse în pericol nu doar bunurile acestora, cât mai ales viața. Astfel că burlanele și coșurile pentru evacuarea fumului trebuie periodic verificate, curățate și reparate de personal autorizat. Se interzice utilizarea cu improvizații a burlanelor metalice, iar coșurile din cărămidă tencuită trebuie să fie izolate corespunzător față de materialele combustibile din alcătuirea planșeelor. Datele statistice reliefează o creștere a numărului de incendii produse la gospodăriile populației în sezonul rece. Amplificate de vântul puternic, incendiile se pot propaga cu ușurință, punând în pericol nu doar bunurile, cât mai ales viața oamenilor. Localitățile Odobeș și Câmpinanca se numără printre unitățile administrativ-teritoriale care vor fi introduse de la anul în Registrul Cadastrului General. De asemenea, în 2014, printr-un proiect demarat la nivel național, va putea fi introdusă în Cadastrul General și localitatea Mărășești. Cadastrul general înseamnă localizarea proprietăților, identificarea acestora și înscrierea drepturilor de proprietate în cartea funciară. O consecință a introducerii cadastrului general este accesarea mai ușoară a creditelor ipotecare, simplificarea procedurilor de transfer a drepturilor de proprietate. Proiectul este util deoarece creează o bază reală de impozitare, va reduce numărul de litigii, va facilita reforma funciară și va îmbunătăți dezvoltarea infrastructurii. În Vrancea, primele cuprinse în proiectul național sunt localitățile Odobești și Câmpinanca. Proiectul se va finaliza prin prelucrarea datelor din teren și prezentarea documentului oficial.
Dacă vă referiți la acel proiect de introducere a cadastrului general, pot să vă spun că el într-adevăr a demarat cu cele două localități. Noi, Oficiul de Cadastru, ne-am angajat ca pe parcursul unui an de zile să realizăm lucrările în extravilanul unei localități, pentru că efectiv nu avem capacitatea necesară ca să executăm astfel de lucrări de specialitate la două teritorii simultan pe parcursul unui an de zile. Noi am încheiat această activitate la nivelul orașului Odobești, atât la Câmpineanca cât și la Odobești, lucrările în intravilan au fost executate de specialiști din cadrul Centrului Național de Cartografie. Ele sunt finalizate din punct de vedere al lucrului la teren, se află în stadiu de prelucrare și așteptăm să ne fie furnizate. De asemenea, în anul 2014, prin același proiect, va fi introdus în Cadastrul General și orașul Mărășești. Totodată, reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea intenționează să realizeze cu resurse proprii lucrările necesare de cadastru pentru alte patru localități. Pot să vă dezvălui un pic, dacă vreți, din proiectele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit cărora se speră ca în cursul anului în viitor să fie contractate cel puțin patru astfel de lucrări de specialitate la patru localități, la patru OAT-uri distincte. Și totodată, în paralel cu aceste execuții, oficiile de cadastru prin forțe proprii, și mă refer la ceea ce înseamnă întreaga țară, să realizeze câte încă un teritoriu. Totodată, poate că ar fi bine de luat la cunoștință pe această cale de faptul că până în anul 2020 România s-a angajat ca sub diriguirea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară să fie executate la nivelul țării circa 1000 de teritorii administrative, adică la 1000 de teritorii administrative să fie introduse lucrările de specialitate privind cadastrul general. Proiectul de introducere în cadastrul general al localităților Odobești și Câmpineanca a fost realizat cu sprijin din partea specialiștilor de la Centrul Național de Cartografie. 5 unități de învățământ reabilitate cu fonduri de la Banca Mondială vor beneficia de recepția finală a lucrărilor până pe data de 24 decembrie. Alte 5 unități de învățământ din județ au fost deja date în folosință prin același proiect susținut de Ministerul Educației Naționale. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, au fost recepționate lucrările la școlile din Tănăsoaie, Fitionești, Străoane și Răcoasa. Începând de mâine, se va face recepția la alte 5 obiective realizate cu fonduri de la Banca Mondială în cadrul unui proiect susținut la nivel național de Ministerul Educației Naționale. Aceste investiții sunt de o importanță deosebită pentru județul Vrancea, având în vedere că fondurile din bugetul național alocate pentru lucrări de reabilitare sau construcție de noi școli este destul de redus. Din cele 10 școli care au fost finanțate pentru reabilitare sau construcție de noi clădiri de către Banca Mondială, printr-un program al Ministerului Educației Naționale, 5 deja au fost date în folosință, iar alte 5 vor avea recepția finală în următoarele zile, adică începând din data de 12 decembrie până în 24 decembrie vor fi recepții la lucrările finale la școlile Jitia, Pufești, Cârligele, Vârteșcovi, Negrilești și Gugești. Recepția lucrărilor la unitățile de învățământ se va realiza până pe data de 24 decembrie, după cum dau asigurări oficialii din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. Astfel, elevii vor putea beneficia de condiții decente de studiu imediat cum vor reveni din vacanța de iarnă. Grădinița noastră este cea mai frumoasă, spun într-un cor copiii de la Petrești. Și au dreptate, chiar dacă se află în mediul rural, grădinița oferă micuților condiții dintre cele mai bune, întrecând multe unități de învățământ preșcolar de la oraș.
Impresionant, nu-i așa, să auzi că o grădiniță din mediul rural poate oferi micuților condiții mai ceva ca la oraș. Mai mult, grădinița din Petrești vine în sprijinul părinților care lucrează, fiind cu program prelungit. Totul a fost posibil datorită implicării cadrelor didactice de aici și, bineînțeles, a sponsorilor. Nimic nu este imposibil, este foarte greu, dar cu ajutorul părinților și a... în primul rând a unei familii cu suflet mare și doi copii minunați, am reușit ca în această unitate să existe viață de la 7 dimineața până în jurul orelor 17-17.30, ba chiar și mai mult. Locația fiind atât de spațioasă și generoasă cu noi, am încercat să profităm de tot acest lucru. Am reușit să facem dintr-o grădiniță cu program normal, o grădiniță cu program prelungit. În 2011, când am pășit în unitatea de la Petrești, spațiul exista și atunci am spus, domnule, fiind un cartier destul de mare, de frumos, de bogat, trebuie să facem ceva și pentru copiii de aici. Deși și la acest moment sunt destui copii care fac naveta în oraș, încercăm pe cât posibil să-i atragem către noi și în aceeași măsură să-i și reținem. Grădinița oferă condiții dintre cele mai bune, atât din punct de vedere al educației, cât și al spațiului și al dotărilor. Fiecare activitate din cadrul grădiniței se desfășoară în spații diferite. Unitatea dispune de sală de clasă, spațiu pentru servit masa, vestiar, grupuri sanitare moderne, dar și o sală de sport. După masa de prânz, micuții merg la culcare într-un spațiu care le oferă atmosfera de acasă. Pot să mă laud și să afirm că singura cu astfel de condiții suntem noi și cred că nu numai din județul Vrancea, cred că și în județele apropiate nouă suntem unicat. Ce le oferiți copiilor aici? Joc. Joacă, libertatea de a se exprima și căldură părintească, căldură multă sufletească. Spațiul fiind atât de generos cu noi, au momente de relaxare, au momentul de odihnă care se derulează într-o încăpere doar destinată acestui program și educația preșcolarului în conformitate cu planul cadru, cu planificările și programa elaborată de minister. Cadrele didactice de aici au gânduri mărețe să transforme grădinița din Petrești într-un centru al educației. În primul și în primul rând mi-aș dori o extindere pentru a rămâne copiii și la învățământul primar, să transformăm Petreștiul într-un centru al educației așa cum se cuvine. Și mi-aș dori ca toți copiii din Comuna Vânători să nu mai facă naveta la școlile bune din orașul Focșani, pentru că și învățământul în mediul rural este un învățământ de calitate și poate oferi unui copil tot ceea ce își dorește. Deși am fost sceptică la început, mi-am dat seama că și grădinițele din mediul rural oferă destule condiții, mai ales aici la Cămin, la noi, și acest lucru făcându-mă să rămân în continuare cu mare plăcere alături de colega mea, care formăm o echipă extraordinară. Dacă în urmă cu 2 ani frecventau grădinița 7-9 copii, în prezent sunt înscriși 33. În această seară, începând cu ora 18.30, veți putea urmări în direct, în cadrul emisiunii Lumină Lină, o dezbatere despre colindul românesc și frumusețea lui spirituală. Invitat este profesorul Georgel Mocanu. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi rece, cerul va fi parțial acoperit și va ninge. Vântul va sufla moderat și tare. Temperaturile se vor încadra între minus 1 grad și plus 2 grade Celsius. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!